Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a semnat astăzi la Berlin un acord de securitate cu cancelarul german Olaf Scholz. Pentru moment nu e cunoscut conținutul acordului, dar unul similar se semnează chiar în acest moment la Elysée cu președintele francez Macron. De ce se derulează totul cu atâta discreție, ne spune Marcela Ferraru, editor Alef News. Marcela, bună seara! Bine te-am regăsit, Raluca! E o situație discretă, dar ce putem să speculăm că includ aceste acorduri? Care sunt totuși informațiile care au transpirat din zona respectivă? Nu există o oarecare comunicare, chiar dacă ea nu este foarte detaliată. La Berlin, de exemplu, după ce a fost semnat acest acord între Scholz și Zelensky, Olaf Scholz a publicat un mesaj pe X spunând că momentul a fost apreciat de drept un pas istoric. Ne imaginăm că, deși nu avem foarte multe detalii, în acel acord există totuși ceva important. Acest acord similar se semnează chiar în această seară și la Elysée. A aterizat deja Zelensky și se îndreaptă către Palatul Prezidențial, așteptăm mai târziu o conferință de presă. Obiectivul, mi s-a transmis de la Elysée, este stabilirea unei noi arhitecturi de securitate pentru Ucraina. Știm că situația este oarecum mai specială. Și se înscrie în linia angajamentelor asumate la summitul NATO de la Vilnius. Ne aducem aminte, câteva state au promis Ucrainei să suplinească faptul că nu se află în NATO, deci să dea garanții de securitate apropiate de cele pe care le poate da faptul de a fi membri NATO. Pentru Paris, unul dintre obiective este de asemenea să sprijine în continuare Ucraina în traiectoria sa pentru a adera la Uniunea Europeană. Marcela, mâine avem din nou o conferință importantă de securitate, de data asta la München. Participă 50 de lideri din întreaga lume, sunt și reprezentanți din serviciul secret. Crezi că poate fi un pas important pentru securitatea la nivel european întâlnirea asta? Este cea de-a 60-a conferință, cea care se desfășoară la München și a devenit un fel de rendezvous inconturnabil pentru toți decidenții din domeniul securității din lume. Va fi prezentă și Kamala Harris, se așteaptă din partea ei un discurs foarte important, mai ales în condițiile în care se prefigurează alegerile în Statele Unite cu un rezultat, din păcate, previzibil. Și nu trebuie să uităm că se desfășoară această conferință în umbra asasinării, spun asasinării, pentru că, până la urmă, cam asta pare să fie al lui Alexei Navalny, deci s-ar putea ca unele decizii importante să fie luate tocmai în acest context. Da, Marcela, îți mulțumim tare mult, așteptăm să vedem ce mai afli de la Palatul Elysée și apoi mâine să vedem ce se întâmplă la conferința asta de securitate din München. Mersi mult, Marcela!